stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, încep emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. Îl am alături de mine în această seară pe artistul Ștefan Relu Mihalache, Connector. Bună seara, bine ați venit! Seara, dumneavoastră, bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Sunteți cântăreț, compozitor, dansator, da. Aveți propria casă de producție, iar pe pagina noastră de Facebook, unde am văzut, aveți 2,2 milioane de urmăritori, vă prezentați ca fiind muzician. V-ați născut și ați crescut în București, într-o familie modestă și afirmați cu mândrie că sunteți țigan. Aveți o soră mai mică pe care o alintați Connectorina și pe care o țineți departe de ochii presei. Sunteți unul dintre cei mai cunoscuți artiști români și ați avut colaborări de succes cu Loredana, Alex Velea, DJ Project, Delia, Inara, Luca, Smiley, Andra. Sunteți primul rapper român care a urcat pe scena Eurovision. Țin să precizez că sunteți responsabili pentru faptul că jumătate din anul 2012 niciun român nu a dormit. Toți au ascultat hitul Eu vara nu dorm. În plan personal, sunteți divorțat, dar continuați să locuiți alături de fosta soție pentru a avea grijă împreună de unica dumneavoastră fică, Maia. Mi-am propus și mi-aș dori ca la finalul acestui maraton de 40 de întrebări să-l cunoaștem cu adevărat pe omul din spatele lui Connector. Începem? Începem. Știm așa, v-ați născut în București pe 9 iunie 1982, iar numele din buletin este Ștefan Mihalache. Cu toate acestea, foarte puține persoane vă strigă Ștefan, pentru că tatălui dumneavoastră i-a plăcut Relu, peste tot vă prezenta Relu. Și așa, încet, încet, în familie, la școală sau în cartier, toată lumea a început să vă spună Relu. Când ați mai crescut, ați decis că numele Ștefan vi se potrivește mai bine, dar ați renunțat și v-ați ales numele de scenă Connector. Cel care conectează, ați explicat dumneavoastră și ați folosit la final litera R de la Relu. Aș vrea să-mi spuneți cum vă strigă astăzi părinții. Urmează întrebarea. Cine este Connector? Connector e un, o altă mască a personajului. Relu, Ștefan, toate sunt, de fapt, măști ale acestui personaj care pleacă din individ. Căci dincolo nu sunt nici măcar Relu, nici măcar Ștefan nu sunt. Cu atât mai puțin Connector. Dar face parte din iluzia asta pe care o trăim cu toții, iluzia separării, că de aia vorbesc, și e foarte mișto Connector. E foarte mișto. Cel puțin a reușit să... să arate eu-lui meu real că atât Ștefan cât și Relu sunt doar măști ale personajului. Bine, o să vă întreb altfel. Cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt o simplă manifestare a lui Dumnezeu, a Universului. O simplă manifestare în carne și oase și cam atât. Nimic mai mult. Bine, mergem mai departe. Mama dumneavoastră, pe care o alintați, da. Generale, da. A recunoscut că v-a educat cu o mână de fierocitez. Am fost foarte strictă cu ei, cu Relu și cu sora lui. Eu nu-i pupam decât în somn. Eu aveam reguli. Greșești, plătești. Greșești, ești pedepsit. Faci ceva bine, ești răsplătit. În ciuda fiilor ei atât de stricte, mama a fost cea care s-a arătat întotdeauna încrezătoare în talentul dumneavoastră și care v-a susținut necondiționat să faceți muzică, v-a dat, fără știrea tatălui, banii noastre de alocație ca să înregistrați primele piese în studio, chiar dacă banii aceia erau foarte importanți pentru supraviețuirea familiei. Urmează întrebarea. Ar mai fi existat Connector fără susținerea mamei? Niciodată. Niciodată. Nu. Este... e cea care m-a clădit, care a ajutat la, toată, la tot ce am clădit eu până acum. Și, și în momentul ăsta, acum, dacă ar putea, mi-ar da și în momentul ăsta acum. E personajul principal, să zic așa, din viața mea. Cea care a făcut dragostea, care și-a arătat dragostea jertfelnică 100% față de mine. Asta nu înseamnă că tata nu a făcut același lucru, dar tata fiind o fire boemă, o fire sensibilă, probabil că
nu a reușit de fiecare dată să se mobilizeze 100%. În schimb, femeia asta este... E Dumnezeu, e incredibil, e cea mai tare. Da. Da, deci n-aș fi existat fără mama. Da. Mergem mai departe. Talentul l-ați moștenit de la tata, tinichigiu de meserie, dar artistul familiei și idolul dumneavoastră. Când venea acasă, cânta uneori piesele lui Harry Belafonte și Tom Jones, până noaptea târziu, ați povestit că diminețile, după ce tata pleca la muncă, dumneavoastră vă desenați cu carioca perciunii lui și îl imitați în oglindă. Tata nu a avut însă niciodată curajul să îmbrățișeze o carieră artistică și pentru că este o fire pragmatică, v-a îndrumat și pe dumneavoastră să aveți o profesie reală. Vă citez. Am făcut o școală profesională, specializarea tinichigiu auto. Tata nu a crezut niciodată că din artă se poate trăi, de aceea nici nu m-a încurajat vreodată să merg pe calea asta. Aș vrea să-mi spuneți ce spune tata despre cariera dumneavoastră de astăzi. Urmează întrebarea. Trăiți bine din muzică? Da, slavă Domnului, trăiesc foarte bine din muzică. Și practic mi s-a îndeplinit un vis, pentru că am auzit o vorbă când eram mai mic, și anume că evreii au spus asta, că un om care face ce îi place înseamnă că nu a muncit niciodată. Și mi se pare că asta s-a întâmplat cu mine. Dar eu mi-am asumat lucrul ăsta cumva, am mai spus asta, dar o mai spun, că îmi place. Cred că prin 2000 am făcut un anunț pe la un radio și am spus așa: dacă se oferă cineva, un impresar, un manager, care să-mi dea un salariu minim pe economie, semnez cu el toată viața. Pentru că asta vreau să fac. Adică mi-am făcut eu niște socoteli, bă, din salariu minim, dacă reușesc să mănânc, mâncarea mea preferată oricum ține de cartofi, adică tot ce e cu cartofi, pentru mine the best. Așa? Și am zis, dacă mănânc cartofi toată viața și cânt, e mai mult decât ok. Și așa, ce m-ai întrebat de fapt? Care era întrebarea? Iartă-mă? Dacă trăiți bine din muzică. Da, trăiesc foarte bine. Da, aș fi vrut să știu ce spune tata acum despre cariera pe care o aveți astăzi. Tata e ok, doar că el a trăit cu un alt gen de muzică. Sunt foarte puține piese care îi plac lui. Cred că le numer pe degetele de la o mână. Deci nu e așa încântat, să zic. Dar e bucuros că pot să mi-întrețin familia, că am resurse pentru noi toți. Deci e ok cu asta. Dar îmi tot spune să învăț o priceaznă, să cânt o priceaznă, să, nu știu, să cânt muzică bisericească, acum îmi spune. Mă rog, e la o altă etapă a vieții lui și îl înțeleg perfect. Dar e ok, nu. Nu e nici exaltat, nu e nici supărat. Mulțumesc. Okay. După Revoluție, părinții dumneavoastră s-au adaptat greu noilor vremuri, vă citez. De fiecare dată când rămâneam fără bani, ai mei vindeau casa. Ne mutam într-o zonă mai ieftină sau într-un apartament cu mai puține camere și astfel făceam rost de bani ca să mai supraviețuim încă un an. Într-un final, părinții noștri s-au mutat într-o locuință, dintr-o casă naționalizată, compusă dintr-o cameră plus dependențe. Când imobilul a fost revendicat de moștenitorii de drept, familia dumneavoastră a încheiat un contract prin care se angaja să elibereze locuința în 2 ani, ceea ce nu s-a întâmplat, așa că părinții dumneavoastră au ajuns în instanță, au pierdut procesul, rămânând și fără casă și cu obligația de a plăti daune proprietarilor. Aș vrea să-mi spuneți, ce a însemnat pentru copilul care erați să schimbați domiciliul atât de des și cum v-a afectat acest lucru? Urmează întrebarea. Care a fost coșmarul copilăriei dumneavoastră? Wow! Coșmarul copilăriei mele. Cred că lacrimile mamei mele. Asta a fost, să zic, durerea mea cea mai mare. Țin minte că i-am spus odată, zic, nu mai plânge că o să mă fac mare și o să am bani la bancă. Cred că erau ceva reclame cu bancul Orex, apăruse sau ceva bănci. Și mă gândeam eu la treaba asta și zic, pentru că o vedeam tristă tot timpul, că reușea greu să facă rost de bani de strictul necesar. Dar cred că era o problemă nu doar a lor mei, ci a majoritatea familiilor venite din comunism în perioada asta tranzitivă de adaptare la democrație. Și atunci, da, cred că ăsta a fost cel mai coșmarul vieții mele.
lacrimile mamei mele, nu știu dacă faptul că ne-am mutat dintr-un alt loc, pentru că copiii uită instant, ieșeam afară, mă jucam, uitam de toate problemele, că ăsta e singurul scop când ești copil. Dar lacrimile mamei mele nu mi-au dat pace multă vreme. Probabil că ăsta a fost și un alt motor pentru reușita mea. Așa cred. Da. Mulțumesc. Dar nu mai e cazul, gata. Suntem fără bine. Lacrimi. Fără lacrimi. Fără lacrimi, Doamne ajută. Vă citez. M-am născut în Floreasca, apoi ne-am mutat în Dristor, apoi în Militar, apoi în Hrângaș, apoi în 1 mai, apoi iar în Militar și am ajuns în Pantelimon. Da. Din cauza acestor mutări succesive, erați obligat să renunțați la prietenii vechi și trebuia să vă faceți mereu alții noi. Presa a scris că aveți o strategie proprie pentru a vă împrieteni mai ușor cu copiii din bloc. Le împărțeați cadourile câștigate la grupul de dans Primăvara, din care făceați parte în copilărie. Ba mai mult, odată, din banii de pâine, ați cumpărat eugenii pentru copiii din cartier, iar altă dată ați furat de la tata 50 de lei pentru a cumpăra la tot blocul bomboane cu cacao, mere pe băț și înghețată. Da, da. Aș vrea să-mi spuneți câți dintre copiii cărora le-ați făcut cadouri v-au devenit cu adevărat prieteni. Urmează întrebarea. Mai cumpără Connector prietenia oamenilor? Nu mai cumpără de mult. Nu mai cumpără. Eu așa am fost de mic, adică îmi plăcea să împart chestii, să... Bine, acum nu știu dacă e 100% adevărat, ci poate faptul că eram eu un pic băbălău și nu știam să mă integrez în grupul de prieteni. Eram și foarte timid și așa și nu știam cum să fac lucrul ăsta. Văd asta și la Maia. Numai ei cumpăr pufuleți și când ies afară, punga de pufuleți este în mâna Anei, prietenei ei, și ea mănâncă de la Ana Maia câte un... Da, frate. Da, așa eram și eu. Nu, prietenii m-au și dezamăgit, dar într-un final mă bucur că am reușit să înțeleg pe toată lumea. Deci am reușit să-i înțeleg perfect. Chiar am avut la un moment dat o stare revelativă, așa, în care mi-au apărut foarte multe chipuri în minte și aveau un soi de privire comună toți și atunci mi-am dat seama că de fapt nu mi-a greșit nimeni niciodată. Cei care mi-au greșit din două motive, ori că n-au știut, ori că n-au putut, lucru care s-a întâmplat de altfel și cu mine față de ei. Și atunci de fapt nimeni n-a greșit niciodată, nu m-a dezamăgit nimeni niciodată, iubesc pe toți. Mergem mai departe. Ați povestit că până la 5 ani, părinții v-au dat la o creșă de unde vă luau acasă doar o singură zi pe săptămână. Lucru care v-a afectat enorm, vă citez. Le-am considerat amintiri cu traume. Am avut momente când am avut o repulsie față de părinții mei, față de sistemul comunist, care a făcut ca eu să nu am parte în primii ani de dragoste. Peste ani însă, relația cu părinții noastre a devenit una foarte frumoasă. Vorbiți mereu cu multă dragoste despre mama și tata. Ba mai mult, v-ați tatuat imaginea lor pe braț, însoțită de cuvintele My Superheroes. Da. Urmează întrebarea. Când ați început să vă iubiți părinții? Sincer, de foarte scurt timp. Pentru că vezi, când spui unui copil ce vrei să te faci când o să fii mare, în momentul ăla l-ai demontat de tot, l-ai distrus, pentru că el înțelege că în momentul ăla el nu e nimic. El nu înseamnă nimic. Și acum, ca să și înțeleagă oamenii de acasă care e legătura între dragostea față de părinți și ce am spus mai devreme, noi toți oamenii suntem puși într-un mod de demonstrație mai toată viața noastră, gen, mamă, uite, ai văzut? Deci nu sunt un rahat. Uite cât te fac. Și chestia asta îți ocupă spațiu în vibrația ta, să zic, în dragostea ta față de ei. Nu ai cum să-ți o arăți, pentru că tu ești preocupat să le demonstrezi lucruri. În momentul când am realizat, după ce l-am auzit pe Hristos, că cine își va iubi mama, tatăl mai mult decât pe mine, nu m-a înțeles. În momentul în care m-am conștientizat cu totul, am reușit să ies din ideea asta de a demonstra lucruri și am reușit să iubesc pe ai mei
fără să mai să mă mai întreb, să mai pun problema din perspectiva copilului din mine care a fost abandonat când era mic și vai Doamne ce s-a întâmplat. Nu. Oricum, la nivel de personaj, dacă e să vorbim la nivel de personaj, nu a schimbat nimic din ce s-a întâmplat. O zi din creșa aia n-a schimbat. Pentru că toate au adus la momentul ăsta în care eu mă conștientizez 100%, cred eu, dacă nu cumva universul mai are multe să-mi arate, și bineînțeles îmi pot iubi părinții 100%. Da, deci de-abia acum îmi iubesc părinții 100%. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare, Lucie. Da. Momentul în care am fost cel mai mândru de mine a fost atunci când m-am dus cu mama și am golit tot contul meu ca să luăm o casă pe la Piața 1 Mai. Atunci m-am simțit cel mai bine când eu le-am cumpărat părinților mei o casă. Așa ați descris momentul când ați rezolvat cea mai mare problemă cu care s-a confruntat familia dumneavoastră ani de zile și chiar dacă acum aveți posibilități financiare să vă întrețineți părinții, mama și tata au rămas aceiași oameni simpli care vor să se descurce singuri. Ați povestit recent că tata v-a rugat să îi găsiți un restaurant în care să cânte, iar mama continuă să vândă ziare la celebra tarabă pe care o deține familia noastră în Piața Domenii. Urmează întrebarea roșie. V-a fost vreodată rușine cu părinții dumneavoastră? O singură dată mi-a fost rușine cu părinții mei. Și asta cumva tot din cauza lor. Pentru că veneam de afară, unde eram apelat cu cuvântul țigan. Și eu am venit acasă și le-am spus: măi, mamă, ce înseamnă, de cum adică sunt țigan? De ce sunt, cum sunt țigan? Și mama continuă să spună: nu ești țigan. Dom'le, nu ești țigan, ești român. Și eu mă duceam ca fraierul afară și le spuneam: măi, m-am vorbit cu mama, sunt român, mă, ce aveți, este nebun. După care am crescut și am realizat, bă, da, sunt țigan. Dar tot mic eram și tot nu conștientizam eu adevărul la nivel profund, că nu e nicio problemă să n-a fi țigan. Da. Și într-adevăr mi-a fost rușine și mi-a fost așa, cumva aveam o senzație, mi-era repugnătă toată treaba asta cu sunt țigan. Nu? De ce m-ați făcut țigan? Țin minte la un moment dat că am luat o perie de sârmă și mă frecam să văd dacă iese treaba asta, să acopăr, să nu mai observe lumea că sunt țigan. Da, deci doar în situația asta mi-a fost rușine cu ei, mă rog, dacă pot spune așa, da. Nu, în rest nu, sunt niște oameni excepționali. Acum, târziu când am crescut și am început să-i conștientizez, să le conștientizez sacrificiile și felul în care ne-a educat și așa, sunt... Nu știu, poate sunt părinți cu școli multe care n-au reușit să-și duce copiii așa cum ne-au educat ai noștri pe noi, pe mine și pe soară mea. Mulțumesc. Ați spus că ați avut o copilărie plină de lipsuri pentru că părinții dumneavoastră au rămas fără locuri de muncă după Revoluție. Erați atât de săraci încât părinții colegilor au decis să vă cumpere pantofi, uniformă și ghiozdan pentru că dumneavoastră nu aveați. Da. Ați dezvăluit că au fost perioade în care părinții dumneavoastră nu aveau ce să vă pună pe masă, vă citez. Credeam că oamenii care au mâncare în fiecare zi sunt cei mai fericiți. Mama făcea un terci din mălai. Era foarte lichid și mâncam din el atunci când nu aveam nimic. Dar au fost zile când nu a existat nici măcar terciul ăla. Vreau să știu ce v-ați fi dorit să mâncați în copilărie și nu v-ați permis niciodată. Urmează întrebarea. Doare sărăcia? Acum nu știu ce să spun dacă doare. Eu sărăcia am simțit-o mai mult prin prisma trăirilor părinților mei. Pentru că atunci când ești copil, singura ta dorință este să joci. Țin minte că, și cred că toți făceam asta, luam un codru de pâine și ieșeam afară tocmai ca să-i spun lui mama că am mâncat. Și să mă mai lase să... că mă striga, hai în casă să mănânci. Și eu spuneam, nu că am mâncat, vreau să mă mai joc. Deci joaca era singura dorință a mea în momentul ăla. Dar prin prisma trăirilor lor, adică mă întorc la lacrimile mamei mele și așa, da, am simțit sărăcia că, și a durut. Dar vreau să rectific ceva, pentru că cred personal că Dumnezeu nu lasă pe nimeni să moară de foame cu adevărat. Nu cred că au fost zile întregi în care n-am mâncat. Adică se întâmpla ca tata să găsească o lucrare particulară, ceva, să facă ceva bani,
până la 8-9 seara, când așa, și reușeam să mâncăm. Adică n-au fost zile în care domnul a murit de foame în ziua aia. Nu. Tata s-a chinuit și a reușit să mai facă câte o lucrare particulară, câte ceva, și să ne pună ceva pe masă. Dar da, a fost greu, na, ce să zic. Nu pot să spun că am avut... Așa, și mai, ce mi-am dorit să mănânc când eram mic și n-am apucat când eram mic, și asta s-a transformat într-o problemă acum mai mare, pentru că oricât de multă dieta aș încerca să țin și așa și să mănânc sănătos, să mă hrănesc cu adevărat, nu rezist la croasante. A fost un croasant, se numea Seven Stars, parcă da, Seven Stars, da, Magic Seven Stars, pe care nu abia apăruse și nu permiteam să... Și în momentul ăsta, acum, dacă văd undeva un croissant Seven Stars, simt instant poftă să-l mănânc. Da. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Ați spus că nu veți uita niciodată prima zi de școală, pentru că părinții nu au putut să lipsească de la serviciu ca să vă ducă la școală. Da. V-ați dus singur. Ați întârziat și ați pierdut serbarea de început de an. În curtea școlii nu mai era nimeni, pentru că toți elevii erau deja în clase. Vă citez. Eu m-am așezat pe scări pentru că nu știam ce să fac. Apoi au venit doi câini lângă mine și s-au așezat acolo, iar eu am început să plâng pentru că mi este foarte frică de câini. 40 de minute am stat încremenit până când s-a ieșit în pauză și au venit mai mulți copii, iar câinii au plecat. Aș vrea să-mi spuneți dacă vă mai este frică de câini. Urmează întrebarea. De ce îi este frică lui Connector? Ok. Hai să începem cu cățelul. Ce nu am spus, sau probabil că am omis așa, unul dintre ei efectiv mi-a sexualizat piciorul timp de vreo 10 minute. Deci eram paralizat. Da, frica de câine... da, asta s-a întâmplat. Da. Frica de câine a dispărut în momentul în care a apărut Maia. Asta face dragostea jertfelnică, dragostea care protejează, care e acolo. Adică când a apărut Maia și am văzut că Maiei i-a fost pentru prima oară teamă de un câine, în momentul ăla eu m-am dus ca și cum n-am avut frică de câine niciodată în viața mea, l-am mângâiat și am zis: tati, pune mâna pe el. Pune mâna pe el și stai aici lângă el, că nu-ți face nimic. Și mă bucur pe fii mea de câte ori vede un câine, deci instant se conectează la el, nu interesează că e Rottweiler, că, deci se duce direct, îl îmbrățișează și câinele răspunde cu aceeași dragoste și mă bucur de treaba asta. Iar frica mea nu mai e... Deci, dacă mi-e frică de cineva, mi-e frică de mine. Atât. De ce? De personajul meu mi-e frică. De personajul cu care mă mai confund, cumva. Care ce face? Ce simte? Personajul meu care încă mai are care încă mai are ceva frică de moarte, personajul meu. E firesc, nu? Cât sunt aici. Personajul meu care încă mai are puțin ego. Dar asta durează 3 minute. Până când încep să îmi observ inclusiv gândurile și atunci îmi dau seama că dacă pot să-mi văd gândurile, nu sunt gândurile mele. Când îmi observ corpul, îmi dau seama că nu sunt corpul meu, sunt cel care se uită la ele. Cel care, dacă în momentul în care mi-am observat gândul, mi-am dat seama, n-am cum să am ochi și în gând și aici. Deci e clar că nu sunt gândurile mele, nu sunt eu. Și atunci... Pentru că eu știu că sunt forever, sunt dintotdeauna, sunt ceea ce nu se vede, iar ceea ce nu se vede suntem noi toți. Ceea ce se vede este ce s-a manifestat. Ok, gata. În clasa a șasea, v-ați îndrăgostit de Irina, cea mai deșteaptă și mai frumoasă colegă din clasă. Ați început să o curtați și îi aduceați diverse cadouri. I-ați dorit cartea cărților, apoi un pix cu mai multe culori, vă citesc. Ea le-a refuzat pe toate, întrebându-mă de ce îi tot aduc obiecte. Pe cât de negru sunt eu, atunci m-am înroșit de-a binele. Când le-ați spus colegilor că vă place de Irina, aceștia au început să râdă și v-au spulberat orice speranță, vă citez. Colegii mi-au spus că ea este cea mai deșteaptă fată din clasă, iar eu sunt țigan. Așa că nu am nicio șansă. Urmează întrebarea. Ați fost respins de multe ori doar pentru că sunteți țigan? Da, nu cred că am fost... Nu știu dacă am fost respins. Probabil că da. Dar cred că am fost de foarte multe ori respins din simplu fapt că eram un băiețel care nu se aranja, eram total dezordonat și acum mai sunt. Și cred că nu știam să-mi pun în valoare calitățile fizice sau știu eu. Dar interesant ce ai spus înainte
Și faptul că vreau să-i arăt dragostea mea a Irinei prin faptul că îi aduceam pixuri și cărți cu Iisus sau mai știu ce. Oameni buni, iubiți-vă copiii și nu doar jertfelnic prin sacrificiile pe care le faceți, că munciți și așa. Îmbrățișați-i, spuneți-le că îi iubiți, pupați-i. Pentru că așa vor ști și ei la rândul lor să-și arate dragostea mai departe. Ăsta este motivul pentru care îmi cumpăram dragostea cu dulciuri câștigate la Tip Top Mini Top, sau ăsta este motivul pentru care încercam să o cuceresc pe Irina cu lucruri materiale. Întrebarea nu se referea, apropo de respingere, doar la Irina sau la femei în general, ci așa, da, ca om în societate. Da, nu, ca om în societate, am fost respins, am fost urât pentru treaba asta, bineînțeles. E chiar un personaj muzical care cred că mă urește. Vorbim. Și acum. Da. Stric pentru treaba asta. Dar aici nu am eu ce să, n-am cum să intervin în ochiul lui, pentru că frumusețea ca și urțenia, ca și frumusețea, stă tot în ochiul celui care privește. Eu n-am cum să intervin acolo. Dar pot să spun din propria mea perspectivă că ideea asta de a oferi lucruri ca să-mi arăt dragostea vine din faptul că mama s-a jertfit prin chestii materiale ca să ne arate dragostea și mai puțin cu îmbrățișări. Și cred că asta e mai important decât faptul dacă am fost eu respins sau nu. Eu zic că sunt importante ambele, și îmbrățișările, okay, și cadourile. Mulțumesc, da, mergem mai, da, departe. Mergem chiar cu o întrebare roșie. Okay. Ați spus că în clasa 1, doamna învățătoare vă punea în ultima bancă, chiar dacă nu era cel mai înalt, și vă trimitea acasă atunci când avea inspecție la oră, și toate acestea din cauza aceluiași motiv, originile rome. V-a afectat atât de tare încât a spus, și a spus și mai devreme în emisiune, m-am dus acasă, am luat o perie de sârmă și săpun și am început să mă frec pe mână și acum mai am semnul. Voiam să scap de culoarea asta, care era așa ceva ca o murdărie. Vreau să fiu și eu ca ceilalți copii. După ce ați devenit tată, ați povestit că și fiica noastră, Maia, a fost victima discriminării. Vă citez. Colegii au spus că este țigancă. A venit acasă și mi-a spus că ea nu este așa. Mi-a spus, eu semăn cu mama, eu sunt româncă. Trebuie să mai crească Maia și eu îi voi explica că nu este niciun fel de problemă. Vreau să știu care a fost momentul când v-ați acceptat originea. Urmează întrebarea roșie. Când nu v-a mai fost rușine că sunt de țigan? Da, aș vrea să fac niște mici rectificări. Grădinița Arlechino, unde Maia a fost, este una excepțională și s-a înțeles greșit, a fost o problemă de comunicare. Nu acolo, ci o prietenă dintr-un alt mediu i-a spus treaba asta. Deci asta ca idee, ca să stabilim ce era important. Când mi-a fost rușine mie că nu sunt țigan, în momentul în care am reușit să... Care a fost momentul când nu m-a mai fost rușine că sunt de țigan? Da, în momentul în care am reușit. Pentru că am reușit să cumva să-mi acopăr toate nemulțumirile ego-ului meu. Și atunci, adică lumea a luat-o că, domne, ce erou mare, Connector, care a ieșit cu tricoul ăla, cu sânțigam, bă, ce curaj pe el. Nu, n-am fost niciun erou. Dacă eram în poziția acelui țigan care vindea ziare, nu știu dacă aveam același curaj să fac lucrul ăsta. Adică, trebuie să o spunem pe aia dreaptă. Dar, într-adevăr, când mi-am liniștit ego-ul, stomacul, am început să am o viziune clară asupra lucrurilor. Și am zis, bă, stai mă puțin, că n-are nici cea mai mică legătură. Nu în asta stă valoarea unui om. Nu? Absolut. Da. Merg mai departe. Ați terminat școala profesională de tinichigii, iar la 17 ani munceați deja într-un serviciu auto, apoi ați lucrat sezonier în construcții și le-a împărțit cliente. Timp de 4 ani, chiar dacă aveați deja primele piese înregistrate, ați vândut ziare într-o intersecție din București. Vă citez. Eram și prinț și cerșetor. Dimineața la ora 4 eram la Casa Scânteii, de unde îmi luam ziarele. Și la 6 și un pic eram în intersecție. Eram profesionist. Ce flow aveam. Național, Libertate. Ia Prosportul. Aveam un talent. Ați fost vânzător de ziare până într-o zi când, aflat într-o intersecție, ați auzit dintr-o mașină cum câțiva tineri ascultau Connector. Vă citesc din nou. Am aruncat atunci ziarele într-un canal și mi-am spus că de mâine o să fac numai muzică. Urmează întrebarea.
cât câștigați într-o zi din vânzarea ziarelor în intersecție? 30 de lei noi. Cum sta acum 30 de lei noi. Practic, îmi ajungea să îmi luam țigări, îmi luam ceva de la un fast food din Piața Romană, unde trebuia să fiu, pentru că acolo se adunau toți de repării, și un suc. Cam asta se întâmpla, da. Ăștia erau banii. Da, cei din mașină m-au fost trimiși de Univers, de Dumnezeu, să-mi spună: băiatule, dă-i drumul aici și fă ceea ce trebuie să faci. Eu întotdeauna am spus că vocația, cuvântul ăsta vocație, cred că vine de la voce, vocație. Vocea care va striga tot timpul înăuntru tău, you gotta do what you gotta do. Și asta s-a întâmplat tot timpul, adică inclusiv și când am lucrat ca tehnicigiu vopsitor auto, maestrul meu Lucian, domnul, să-i dea mângâiere, pentru că m-am supărat foarte tare pe el în ziua în care m-a dat afară, dar acum îi mulțumesc, pentru că mi-a spus, m-a prins în spatele unui aro, trebuia să îndrept un prag de aro, și mi-a spus, și m-a văzut cu foaia și cu pixul, scriam versul, și face: ce faci, mă, țigănușule, aici? Oh, zic, maestre, mi-a venit o idee și trebuia să scriu. Ce idee, mă, tu trebuia să îndrepti pragul ăla. Zice, uite-te la tine, nici ciocanul nu știi să-l ții în mână. O să râdă nevastă-ta de tine, bă, că nu ești bun de nimic. Zice, du-te și fă-ți asta, ce crezi tu acolo, ce faci tu acolo, versuri, ce muzică. Meseria asta nu-i de tine. Am fost foarte supărat. Da. Dar îi mulțumesc din suflet. Fac ceea ce trebuie. Bine, mergem mai departe. De la 8 ani ați făcut dansuri în grupul Primăvara, iar în clasa 5-a îl imitați pe scena școlii pe Michael Jackson. Da. În adolescență scrieți poezii, iar o colegă v-a îndemnat să puneți versurile pe ritmuri de hip-hop. I-ați urmat sfatul și la 16 ani, cu trupa Giganții, făceați furori în liceele bucureștene cu piesa hip-hop Operație pe suflet deschis. Cu toate acestea, nimeni nu îndrăznea să creadă că veți face carieră în muzică. Vă citez. Nu dăduse nimeni doi bani pe un tânăr vânzător de ziare. Neamurile spuneau. Săracu băiatul Rodica. Face muzică de panchiști. Dacă inițial vă făceați singur piesele pe un computer, la 17 ani, cu banii din alocație, ați mers să vă înregistrați primele piese într-un studio profesionist și într-o singură oră ați tras 3 piese. Uh-huh. Urmează întrebarea. Când ați început să credeți în talentul dumneavoastră? Păi cred că în 2000, 99-2000, cam acolo, pentru că fix în anul ăla am fost sunat pentru prima oară să vin să prestez contra unei sume, destul de mare suma pentru mine atunci. Așa, și atunci, în momentul, am zis, băi, e tare treaba asta, adică e posibil. Dar nu, ăla a fost, să zic, primul semnal. E un moment în care mi-am dat seama că o să câștig bani din meseria mea. A fost în momentul în care am scos Burning Love. Pentru că... Vorbim. Da. Au început să sune telefoanele și în momentul ăla am zis... fix în momentul ăla mama a rămas fără casă și super lejer i-am dat toți banii pe care i-aveam, pentru că știam că a doua zi urma să mai fac alții și așa mai departe. Deci am dat toți banii, cred că au fost vreo 60.000 de euro, fără niciun fel de problemă să mă gândesc că nu mai am de unde să mai fac bani. Da. Bine, mergem mai departe. Când aveați 17 ani, piesa Operație pe suflet deschis ajunsese pe locul 2 în top 50 la Radio Contact. Vă citez. Eram în autobuzul 300, când am auzit DJ-ul de la radio spunând că urmează o piesă nouă de la trupa Giganții. Nu știam dacă mi se pare sau era real. Eu trebuia să cobor la Piața Domenii, dar am mers până la Piața Chibrit ca să-mi ascult piesa. Succesul acestei piese v-a adus în 2003 o colaborare cu trupa Racla, pentru care ați primit ca drepturi de autor 1.500 de euro. Ați dus banii imediat acasă și i-ați dat mamei. Ați povestit așa. Când a văzut banii pe masă, mama s-a negrit la față. Mi-a zis, mamă, tu te-ai înhăitat cu drogații. A trebuit să-l sun pe râmarul de la Racla ca să o convingă pe mama că am câștigat cinstit banii. Urmează întrebarea. Cât timp i-ați dat mamei banii câștigați din muzică? Hmm.
Hai să... Deci, cred că în afară de momentul în care a trebuit să-i cumpăr casă, să știi că ea mi-a dat mie. Nu, eu nu prea am dat ei bani. Pentru că nu acceptă. Și e o luptătoare tot timpul. Să dea ea, să dea ea, să dea ea. Nu prea acceptă să... Nu. Rare ori, adică am reușit prin vacanțe, prin alte chestii să pot să-i dai, să-i mai dau eu ceva de la mine. Dar nu, uite, să spun un secret. Primul apartament pe care mi l-am cumpărat a fost plătit jumătate dintr-un credit pe care l-am făcut eu și jumătate din banii ei strânși. Ea mi-a dat vreo 30.000 de euro. Am nebunit în momentul ăla, adică ziceam, unde-i toată banii? Ce, cum mai aveai tu banii ăștia? Da, adică nu prea îi dau ei bani. Nu primește. Foarte greu. Păi mă sfătuiesc cu sora mea. Mă sună, zice, bă, Hetric. Sora mea spune Hetric. Hetric, uite, mama, s-a rupt canapeaua de tot și nu știu cum să facem, să dă-mi mie și spun că iau eu sau cumva, cum să facem să-i luăm? Că nu acceptă. Da. E foarte mândră și nu știu dacă e mândră. Da, are și un soi de mândrie al ei. Dar nu primește, nu. Foarte rar. Doar când reușesc să o mai iau pe vacanțe și așa, atunci n-are ce să zică. Am luat vacanța, hai să mergem. Mulțumesc. Continuăm. În 2006 începe colaborarea noastră cu Alex Velea, da, pe care presa a numit-o cea mai strânsă frăție din showbizul românesc. Ați lansat împreună Dacă dragostea dispare, prima piesă românească de pe YouTube, care a adunat peste 1 milion de vizualizări. Însă, odată cu succesul piesei, în relația noastră cu Alex Velea, au început să apară primele neînțelegeri. Conform presei, v-a deranjat faptul că publicul credea că piesa Dacă dragostea dispare este a lui Velea. În plus, v-a simțit dat la o parte când un cunoscut impresar i-a făcut o ofertă de colaborare doar lui Velea. Ați spus așa: nu aveam cum să mai continuăm împreună. Banii erau puțini, dar eu aș fi venit cu el în concerte și pe 5 lei, pentru că mi-e drag de el. Dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. An mai târziu, ați spus însă că despărțirea de Alex Velea a avut și un alt motiv. Vă citez: când un frate te fură, dojenește-l și, într-un final, iartă-l. Dar nu-i mai da voie să facă iar un păcat. Sunt vorbele dumneavoastră. Da. Vreau să-mi spuneți dacă l-ați iertat pe Alex Velea. Urmează întrebarea. V-a furat Alex Velea? Niciodată. Nu cred că citatul are legătură cu Alex Velea. Cred că e luat din alt interviu sau din alt context. Nu. N-avea cu ce să mă fure Velea. Adică de unde sunt? Nu. Nu. N-are nici cea mai mică legătură. Iar și-a mai fost o eroare în textul de mai devreme. Că i s-a făcut lui o propunere și mie nu. Nu a existat asta. N-are nicio legătură. Că eu am avut o frustrare pentru faptul că lumea asocia piesa numai cu Alex Velea atunci, piesa Dacă dragostea dispare. Da, asta este super real. Așa e. Eram frustrat pe treaba asta. Dar nu. Noi, într-adevăr, ca chiar îmi spunea un prieten, zicea că, băi, nu știu dacă mai putea să cânte cineva după voi. Când apăream noi doi pe scenă, se cam închidea la pâine. Cam așa era treaba. E un monstru de talent, Velea, și cred că știți și voi asta și știe totul. Faptul că ne-am separat e pentru că la momentul ăla viziunile noastre, să zic așa, asupra carierelor noastre era ușor diferită. A avut și el, bineînțeles, o nemulțumire față de un episod pe care nu știu dacă are sens să-l povestesc, nici nu cred că și-ar dori el să-l povestesc și cred că mai bine să nu-l povestesc, oricum are legătură cu postul vostru de televiziune. Cert e că în momentul ăsta ne despart atât de multe lucruri încât nu cred că mai putem, să zic, avea o relație de prietenie. Atât viziunea asupra meseriei pe care o avem, cât și asupra vieții, în general, asupra principiilor și viziunilor asupra vieții. Cred că suntem total diferiți. Mergem mai departe.
Presa a scris că nu vă place noul stil de muzică al lui Alex Velea, Trapanelele, o combinație între muzică trap și manele. Mai mult, anul acesta ați lansat piesa Cântăreți de Karaoke, despre care jurnaliștii spun că ar fi un atac la adresa artiștilor români care sunt în trending pe YouTube și că una dintre strofe i-ar fi dedicată chiar lui Alex Velea. Pe de altă parte, Alex Velea este mândru de noul său stil muzical, îl citez. Acum e vremea noastră cu Trapanelele. Oricum noi cântăm la petrecerile maneliștilor de când eram mici. Când voiau ceva diferit, pe noi ne chemau. Pe mine, pe conector sau pe puia. Aș vrea să-mi spuneți la petrecerea cărui mare manelist ați cântat. Urmează întrebarea. De ce nu vă plac Trapanelele lui Alex Velea? Speram să nu, da. Vreau să recunosc faptul că am fost un... am fost prea în personajul meu și prea în ego-ul meu și în, de fapt, în mintea mea superficială când am spus lucrul ăsta. Fiecare om este liber să facă absolut ce vrea. Iar treaba asta cu e frumos, nu-i frumos, sunt doar etichete puse de mine. Îmi cer scuze eu și pentru Alex Velea că am făcut gestul ăsta și pentru toți cei care fac Trapanele. Fiecare om este liber să facă ceea ce vrea. Consider personal că sunt multe Trapanele, piese, mă rog, venite chiar și de la Alex, cu o consistență lirică sub nivelul pe care îl știam eu că l-are Alex Velea. Asta pot să spun. Dar asta nu are nicio legătură cu Velea ca și artist, pentru că muzica nu trebuie întotdeauna să vindece, muzica trebuie să și bine dispună. Oamenii la petreceri nu trebuie să asculte tot timpul mesaje deep, n-are așa mai mică legătură, dar personal cred într-o estetică pe care Velea ca artist o are și pe care nu o mai folosește. Asta cred eu personal. Dacă asculți doamna mea de la Alex Velea, o să înțelegi ce spun. Da, și poate chiar și iam așa, sau Marfă Tare, unde... La petrecerea cărui mare manelist ați cântat? Așa, și am cântat la petrecerea... Eu nu consider manelist, îl consider, cred că cel mai mare artist din România, e vorba despre Florin Salam, pe care îl iubesc. Mai dau puțin timp. Da, Florin Salam este, din punctul meu de vedere, cel mai mare artist din România, în momentul ăsta. Și am cântat cu drag la petrecere copiilor lui. El a venit, a cântat la sora mea. Avem o relație extraordinară. L-am avut invitat la sala Palatului. De altfel este și cel mai frumos moment din concertul ăla. Și, dar cred că am cântat și la Adrian Minune. Nu știu, am cântat. Dar cu Florin am o relație specială. Și pentru Adrian am un mare respect, a venit și a cântat la nunta mea. S-a terminat timpul. Îmi cer iertare, mă opresc. Mulțumesc. Ați spus că nu ascultați manele, dar că ați încercat să înțelegeți de ce au acestea atâta succes, vă citez. Eu cred că e ritmul. Pe acest ritm, femeia dă din buric, iar țiganul stă și se uită la ea și e excitat. În plus, nivelul din text e undeva foarte jos. În ciuda acestei păreri categorice, recunoaște, ți-a spus și mai devreme, că mulți cântăreți de manele au voci și tehnici vocale remarcabile și a spus că oricând ați face o piesă cu Florin Salam sau Adi Minune. Dumneavoastră nu cântați manele, deși vorbim de un gen muzical care este mereu în trending pe YouTube în România, iar artiștii au doar de câștigat. Urmează întrebarea. De ce refuzați să câștigați bani din manele? Nu refuz să câștig bani din manele. Mărturie, stau colaborările mele cu Liviu Guță, Liviu Mititelu. Știa cineva? Eu am piese cu Liviu Mititelu. Cu Liviu Guță. Prima trapanea care s-a făcut în România a fost făcută de mine, de mine și de Shift. Piele albă, piele neagră. Da? Remake după Dan Armeanca. După Dan Armeanca, da. Nu am niciun fel de problemă. De altfel, când l-am văzut pe Țancă Uraganu și el poate să
mărturisească lucrul ăsta. Eu l-am luat și l-am pupat și mi-am făcut poză cu el pentru că am ascultat, cred că obsesiv, o melodie de-a lui, na? Vai, piesa se numește Vai și este în limba romanii, cu un text excepțional. Blestemarea-i, Doamne, nu spun pe țigănește, spun pe română, blestemarea-i, Doamne, vântul care mă face să plec tot timpul de acasă. Na? Dar o fac pentru copiii mei, ca să am ce să... Adică niște versuri deep. Dacă luăm textele lui Vali Vigelie, iartă-mă, dar sunt, nu știu dacă sunt piese pop atât de bine scrise. Da? Deci eu n-am o problemă, am o problemă... Adică și în piesele pop sunt piese dezastruoase ca text. Eu țin mult la treaba asta. Bă, când deschizi gura, dacă ești undeva, zi... Și mai am o problemă cu mesajul, cu asta, cu sejmecherul numărul 1, cu sistemul valorii pe care îl lansezi. Iar copiii te ascultă. Dar asta nu se întâmplă doar în trapanele, se întâmplă și în trap. Când spui că sunt șmecher numărul 1 și că arunc cu banii și că asta e valoarea mea, asta stă valoarea unui om, atunci am o problemă. Dar n-am o problemă să câștig bani din manele sau nu. Nu. Dar în rest, concluzionez, mai am 6 secunde. Toată lumea e liberă să facă ce vrea și este strict părerea mea, care nu înseamnă că este una oficială și general valabilă. Ok, am notat. Mergem cu o întrebare roșie. În 2009, piesa Burning Love a cucerit topurile muzicale și se auzea din toate difuzoarele. A avut și un clip pe măsură cu scene seminud în care ați filmat alături de iubita noastră de la acea vreme, o cunoscută jurnalistă. Pentru hitul Burning Love ați primit trofeul pentru cea mai bună melodie la Romanian Music Awards în 2010. Surprinzător însă, recent ați spus că piesa nu v-a plăcut de fapt niciodată și că ați considerat-o doar un compromis necesar pentru cariera dumneavoastră. Aș vrea să-mi spuneți dacă ați mai făcut și alte compromisuri. Urmează întrebarea roșie. Care este cel mai mare compromis făcut pentru succes? Da, e o întrebare grea, că nu... Cred că am făcut foarte multe compromisuri pentru succes. Foarte multe. Am făcut o piesă, de exemplu, asta nu-i nimic cu Burning Love. Am făcut o piesă, de fapt, ca să-mi plătesc o datorie, așa cu... Nu o să dau numele artistului, pentru că nu aș vrea să-l jignesc și așa mai departe. Dar, nu știu, am apărut și până căzi, pe la un post de televiziune, cu o gagică, doar să mă apar pe la televizor. Am făcut multe lucruri de care nu-ți mândru. Da, nu. Și Burning Love, bine, acum, lăsând la o parte treaba asta, că nu mi-a plăcut mie Burning Love. Și acolo, totuși, dacă asculți versurile, o să vezi că sunt niște mici epitete, niște mici metafore, niște mici comparații. E gândit cumva într-un fel textul. Într-adevăr, ritmul și faptul că ți-o păiam ca un bodyguard, eram și imens și săream pe scenă ca un maimuțoi... Nu stătea bine, eram și foarte mare și așa, și pe piesa aia, oricum nu ascultam, eu nu ascultam popcorn, nu plăcea, dar o făceam că trebuia să o fac. Trebuia să o fac. Da. Dar am promis că atunci când voi face bani, și slavă Domnului am făcut, o să fac fix doar ce-mi place mie. Ăsta e și motivul pentru care în ultimul timp, bine, acum văd că lumea a început să mă simtă, dar în ultimul timp, de exemplu, în anul trecut am scos un album de 10 piese care nu a făcut niciun fel de cifră, dar nu m-a interesat. Și pe care asta îi mulțumesc lui Marius Schină, care e fratele meu și care îmi susține orice proiect. Pentru că nu mă interesează. Adică acum nu mai e foame. It's ok. Pot să fac ce vreau eu. Corect. Mergem mai departe. Acum. În 2010 ați reușit să vă îndepliniți un vis mai vechi și ați lansat alături de doi colegi propria casă de producție. În 3 ani, afacerea noastră a devenit una profitabilă, ajungând să concureze cu mult mai cunoscută casă de producție a lui Marius Moga. Conform bilanțelor financiare din 2011 și până în 2018, ați câștigat aproape 1 milion de euro din această afacere. La un moment dat, chiar v-ați tatuat inițialele casei de producție pe gât. Nu. Aș vrea să-mi spuneți cum merge astăzi acea afacere și poate ne și explicați tatuajele la vedere. Urmează întrebarea. De ce v-ați tatuat pe gât numele casei de producție? Nu știu, de copil. Dintr-o juvenilitate, dintr-o... Da. Nu-mi pare rău, că până la urmă, na, e...
ce am simțit în momentul ăla. Este un moment marcat al istoriei mele ca și, ca și artist. Da, într-adevăr, Rapping on Production, deși eram eu cu încă doi prieteni de-ai mei, ne băteam cu și cu Marius Moga, dar și cu HaHa Production. A fost anul ăla 2011 în care noi aveam 6 piese în, în top 10 Media Forest România. Adică, da, era o chestie huge. Așa am simțit atunci, da, m-am tatuat aropiu. Acolo. Aici l-am, nu? Nu, da. Așa? Așa. Iar pe gât aici este marcat momentul în care mi-am înțeles toată problema asta cu țiganii și așa. Și mi-am pus simbolul de pe drapelul nostru, de pe drapelul romilor, roata de căruță, simbol al libertății noastre și al drumeției de când suntem pe pământul ăsta. Sumarea asta e foarte frumoasă și tatuajul e pe măsură. Să rămână, mulțumesc. Mulțumesc, mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. În vara anului 2012, ați cucerit piața muzicală cu piesa Vara nu dorm. Melodia a intrat în heavy rotation pe toate posturile de radio și s-a menținut pe primele locuri, în topuri, timp de 22 de săptămâni. În plus, piesa este una dintre puținele din România care au fost lansate internațional în limba română. Mai târziu, ați recunoscut însă că succesul a avut prețul său, vă citez. După ce a ieșit piesa Vara nu dorm, mi se urcase la cap. Mi se urcase succesul la cap. Nu mai eram foarte atent cu oamenii din jurul meu, nu le mai acordam atenție. Eu eram pionul principal. Eu eram Dumnezeu. Vreau să-mi dați câteva exemple concrete de comportament nepotrivit cu cei din jur. Urmează întrebarea roșie. Cât de tare vi s-a urcat succesul la cap? Nu știu acum, că nu știu cu ce să compar. Și atunci n-am de unde să știu. Niște exemple. Da, niște exemple clare au venit prin mărturia unor prieteni foarte apropiați de-ai mei. Cum ar fi dansatorii mei. Unul din ei mi-a spus, nu știu acum, un an, doi, zice... John, că așa vorbim noi cu John. Zice, John, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Și zic, da ce? Nu te ascult de obicei? Nu. A fost o vreme în care nu mă mai ascultai. Vreau să vorbesc cu tine și ai, da mă, da, hai că vorbim, da mă, las că vorbim, hai să vedem ce facem aici și nu știu. Adică nu mai eram interesat, nu mai vedeam decât drumul meu, nu mai vedeam decât ce trebuie să fac eu. Asta a fost așa o durere mică pentru mine și mi-am și cerut iertare în fața lui. E un om la care țin foarte mult și nu mi-am dat seama, efectiv nu mi-am dat seama, că nu mai aveam urechi pentru cei din jurul meu. Da. Iarăși tata mi-a spus că mult timp pe mine nu m-a mai interesat, să zic, problemele lui sau faptul că ei au rămas în casă, ei doi doar el și mama și probabil că avea nevoie să vorbească cu cineva. Eu eram tot timpul plecat în concerte. Când vorbeam destul de superficial și evaziv cu el. De multe ori, poate nici nu îi răspundeam la telefon, pentru că au fost momente în care nu eram foarte mândru de mine și eram în modul ăla de a demonstra părinților mei ce sunt și ce am devenit și așa. Și momente în care nu aveam ce să le spun, nu le răspundeam la telefon și probabil că aveau nevoie de mine. Da, deci cam asta sau ăsta, așa s-a manifestat, să zic, succesul la cap. Urcarea succesului la cap. Da. Bine, continuăm. Ați spus de nenumărate ori că alegeți să vă compuneți singur muzica, iar sursa de inspirație este chiar viața dumneavoastră. Ați vorbit inclusiv despre asemănările dintre versurile piesei Vara nu dorm și stilul de viață pe care îl aveați la 20 de ani, când pierdeați nopțile în cluburi. Am înțeles că recordul dumneavoastră este de 72 de ore în care nu ați dormit deloc, vă citez. La 20 de ani îi dădeam cu sana de dimineață, cu zeamă de varză și cu ce mai apucam, dar ficatul meu mi-a spus la un moment dat să nu mai fac prostii și m-am oprit. Din 2009 ați renunțat la consumul de alcool, mergeți des la sală, înțeleg, ca să vă întrețineți forma fizică. Cu toate acestea, sunteți de părere că în viața unui om, suma vicilor trebuie să fie cumva constantă. Da. Urmează întrebarea. Ce bici aveți? A venit și întrebarea. Da. Acum depinde ce înțelegem prin viciu. Că viciu, de exemplu, uite, a existat un om care a murit pentru că a băut 4 litri de apă. Deci a băut unul după
sticlă după sticlă, 4 litri de apă. Am vicii. De cele mai multe ori, viciul cu care, de care mă lovesc zilnic este țigara, pe care nu reușesc să o las. Dar cred că în momentul în care nu o să mai lupt cu ea și o să accept că nu este o nevoie a mea, a eului meu personal, ci a personajului meu, dar mai am de lucru la asta. Dar ăsta este viciul meu. Țigara. Nu pot să renunț. Cel puțin când sunt la calculator, este imposibil. Este imposibil. Atât un viciu? Păi de băut, nu beau, nu beau alcool și îmi place din când în când, când nu mai vreau să gândesc, să dau o fugă până în Amsterdam, unde să fumez iarbă. Că este legal. Acolo. Bine. Da. Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. Showbizul îți dă armele perfecte ca să te sinucizi. Mm-hmm. Ați făcut recent această afirmație șocantă. În urmă cu mai mulți ani, ați avut curajul să vorbiți deschis și despre dependența de droguri. Mm-hmm. Ați spus așa. Aveam 20 de ani când am consumat și eu substanțe interzise. Eram cel puțin regele lumii. Iar când mai veneau și substanțele alea nenorocite, gata. Nu te mai înțelegeai cu mine. Norocul meu a fost că iubesc sportul foarte mult, iar consumul de substanțe mă oprea din a face sport. I-ați îndemnat pe tineri să nu cadă în această capcană, din care ați spus că dumneavoastră v-ați salvat cu greu. Vreau să știu cât timp v-ați luptat să scăpați de această mare dependență. Urmează întrebarea roșie. Cât timp v-ați drogat? Mamă, cum de dur a fost. Da, dar este un adevăr. M-am drogat foarte mult timp. M-am drogat din 2000... Trebuie să înțelegi. Deci la mine, când au venit, când mi-am luat dansatori și am văzut și am aflat că unul din ei fumează iarbă, am vrut să-l dau afară. Deci eu eram total împotrivă. Am dat la un moment dat de cocaină. Și cocaina a fost așa un binare a unei stări de extaz extraordinară cu faptul că suplinea lipsurile lăsate de oboseală, pentru că noi alergam foarte tare, adică aveam și undeva la poate și 9 concerte într-o săptămână. Și eram foarte obosiți. Când trăgeam câte o linie de cocaină, gata, eram până dimineață, eram forță. Și ne-am dat seama că sistemul imunitar se cam slăbește și ar trebui să renunțăm. Și ne-am bătut cu asta, deci din 2009 până în, cred că 2014-2015, cam așa. Da. Și o făceam la modul constant, adică cred că zilnic. Da. Cocaine, zilnic. Da, da, da. Și cum s-a oprit? Efectiv, ne dureau organele. Da, palpitații dimineața, simțeai o răceală, o transpirație și o răceală în același timp pe piept și te speriai cu palpitații și așa mai departe. Și în momentul am zis, gata, forever and ever, nu mai există așa ceva. Și... Ce-a fost greu? N-a fost greu pentru că e mișto că noi am făcut terapie în grup fără să mergem undeva. Noi eram un grup care făceam același lucru constant. Și atunci toți 6. Am zis, băi, gata, stop. Niciunul nu mai consumă. Și așa s-a întâmplat. Da. Mulțumesc. Mergem mai departe. Presa a prezentat un episod în care nu ați reușit să vă mai controlați furia, simțindu-vă deranjat de o remarcă făcută de cineva din public. Cântați la un bal al bobocilor în câmpul lung moldovenesc, iar una dintre absolvente v-a numit portorican. Da. Ați reacționat imediat și de pe scenă, în fața a sute de elevi și profesori, i-ați adresat replici jignitoare acelei tinere. Am selectat câteva pasaje care pot fi difuzate la televizor. Vă citez. Mai ai coșuri? Ia să vedem. Nici măcar prietenul tău nu te recunoaște. Ai ceva cu portoricanii? Că te-am auzit țipând. Oricum ți-am dat prea multă atenție. Să spui să rumâna la sfârșit și bă, da proste, că te-am băgat în seamă. Wow. Urmează întrebarea. Ce vă face să vă pierdeți controlul? Acum mai nimic. Dar atunci eram prost rău. Eram foarte prost. Da. Adică se poate vedea.
Da, eram prost rău. Eram foarte în ego-ul meu, eram foarte... Nu știam cine sunt. Și când s-a produs declicul? De curând. Cred că în un an. Cum? Poate mai puțin. Am început să mă caut foarte mult. Am început să fac... Să-mi caut sensul. Să caut sensul vieții și așa mai departe. Am început prin scriptură. Din bun senin. Cum? Din? Bun senin, așa. Da, pur și simplu... Am simțit nevoia... Nu, am avut niște suferințe, bineînțeles, niște mici depresii, niște mici anxietăți, pentru că vocea interioară va țipa întotdeauna. Mă spune, vezi că ceva nu e în regulă, nu ești tu. Și s-a întâmplat la mine să țipe foarte tare. Foarte tare încât m-a blocat și pe plan personal și profesional. O bună perioadă de timp, vreo 2 ani de zile. Și în momentul ăla a trebuit să-mi dau niște răspunsuri. Am mai spus-o, Maia a venit ca un dar pentru mine. Să-mi arate sensul adevărat. Pentru că Maya în hinduism înseamnă iluzie. Culmea, în cealaltă parte, adică la ruși, Maya înseamnă început de primăvară, început de viață nouă. Cam asta s-a întâmplat și cu mine. Slavă cerului că de undeva de sus m-am strigat și mi-am spus, vezi că nu e bine nimic din ce faci. Vezi că nu ești tu. Și am început să mă aflu. Să mă aflu prin... perspectiva lui Hristos și mai târziu să-L înțeleg pe Hristos mai bine din cunoașterea altor mărturisiri legate de spiritualitate, cum este Gita sau Taoismul sau Buddha sau Ramana Maharaji, Papaji, mulți, mulți luminați. Și într-un final am ajuns la un echilibru extraordinar și la o lumină. Mulțumesc, Dumnezeu! Mergem mai departe. Vă citesc. Nu aș putea să trăiesc fără iubire. Are și tata o vorbă atunci când mă vede mai trist, îmi spune. Iar ești bolnav de neiubire. Presa a scris pe larg despre relațiile dumneavoastră amoroase, iar unul dintre primele nume vehiculate a fost cel al Dianei Georgescu. Ați cunoscut-o în 2009, iar în timpul celor 4 ani de relație ați vorbit de multe ori despre căsătorie și despre dorința de a deveni părinți. Iată ce spuneați în 2010. Cu siguranță, Diana este sufletul meu pereche, este o femeie fidelă și singura care nu m-a întrebat nici măcar o dată de unde vin sau cu cine am vorbit la telefon. Deși s-a scris prin presă că am avut aventuri, ea m-a crezut că i-am fost fidel. În 2011 v-ați logodit cu Diana, dar 2 ani mai târziu v-ați despărțit. În același an v-ați căsătorit cu Mișa, femeia care v-a dăruit apoi un copil. Da. Urmează întrebarea. Ați iubit 2 femei în același timp? Nu. Exclus. Nu. Cu Diana am terminat. Când am terminat, ceva m-a făcut. Este incredibil. Eu cu Diana trebuia să ne... Eu căutam locație de nuntă. Cu ea. Și efectiv, la 2 zile, ceva mi-a inundat toată ființa și mi-a spus, nu, pleci. Și am părăsit-o. Pur și simplu am părăsit-o. După care, la câteva luni, am cunoscut-o pe Mișa, prin Sava, am venit la studio să tragă o piesă, și, mă rog, ne-am îndrăgostit și restul e o poveste pe care o știți cu toții. Nu, n-am... Diana și cu Mihaela sunt, ca și cronologie, total intangibili. Așa, nu știu, mai era ceva de spus? Nu știu. Nu. Da. Nu, cam asta e. Bine, mulțumesc. Da. Mergem mai departe. În 2013, la 31 de ani, v-ați căsătorit civil cu artista Mihaela Sotrocan, pe care publicul o cunoaște cu numele de scenă Mișa. Da. Ea era deja însărcinată în acel moment, iar în ianuarie 2014 ați devenit părinți. În toamna acelui așa an, ați făcut nunta, la care cântărețul Pepe și soția sa de atunci, Luca Pastramă, v-au fost nași. 3 ani mai târziu, ați divorțat în secret de Mișa. Vă citez. Am hotărât să rămânem prieteni și să ne creștem împreună copilul. Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să-mi spuneți ce nu a funcționat în căsnicia dumneavoastră. Sigur. Urmează întrebarea. O iubiți și astăzi pe Mișa? Da, o iubesc pe Mișa, cum să nu. O iubesc, dar repet, Hristos a spus așa, cine își va iubi
mama, copilul, soția, fratele, mai mult decât pe mine, nu m-a înțeles. O iubesc la fel de mult cum te iubesc și pe tine. La fel de mult cum îmi iubesc copilul, la fel de mult cum ar trebui să iubesc toți oamenii din platoul ăsta. Pentru că nu există doi. Nu există separare. Este doar o iluzie, o iluzie de altfel frumoasă, a separării, dar nu există doi. N-a existat niciodată două fiuri, așa cum n-a existat niciodată doi Dumnezei. Doi nu s-a format dintr-unul dintr-un a fi și din altul dintr-un alt a fi. Doiul s-a format din înjumătățirea sau multiplicarea lui unu. Și atunci, pe cine să iubesc? Cui să mă dăruiesc? Sau pe cine să nu iubesc? Sau ce n-a funcționat cu cine? Când totul de fapt este despre mine. Eu dacă mă voi iubi pe mine cu adevărat, unde să mai pui tu peste prea plinul meu? Sau eu peste prea plinul tău? Da? Deci suntem unul singur toți. Suntem în iluzia separării ca să ne observăm pe noi. Căci mai totul vede omul cu ochii lui, mai puțin pe el. Noi trebuie să devenim oglinzi limpezi, oglinzi clare, în care celălalt să-și vadă varianta lui de autoiubire. Și în momentul ăla tot este rezolvat. Pentru că mama, sora, nevasta, copilul sunt elemente care vin și pleacă din viața ta. Deci o iubiți, dar nu o iubiți. O iubesc ca așa orice altă femeie. Ca pe toate femeile, ca pe toate ființele. Normal că sunt subiectiv, pentru că în personaj, la nivel de personaj, este mama copilului meu. Și femeia de care, cu care m-am jucat de-a Dumnezeu, cu care am făcut un copil. Da, e evident. Și o voi susține toată viața mea. Mergem mai departe. Da, mergem. După divorț, ați continuat să vă petreceți vacanțele împreună cu fica dumneavoastră și cu fosta soție și chiar locuiți împreună. Da. Ați spus că ați luat această decizie tocmai pentru ca Maia să nu simte lipsa tatălui din viața ei. Vă citez. Orice cuplu care divorțează, mai ales dacă există un copil, trebuie să înțeleagă că vrei, nu vrei, trebuie să rămână în relații bune mai toată viața. Și fosta soție a vorbit în cuvinte la fel de frumoase despre relația pe care o aveți acum. Mai mult, chiar în anul în care ați anunțat oficial divorțul, în 2018, ați lansat împreună cu Mișa piesa Vinovat, în care primul vers este acesta. Tu să nu plângi că nu plec nicăieri. Urmează întrebarea. Vă veți recăsători cu fosta soție? Mamă, a fost așa un punchline ăsta, a fost un uppercut așa. Nu știu, nu cred. Pentru mine viitorul nu există decât imaginat. Și de obicei nu îmi imaginez lucruri. Viitorul este un lucru pe care... viitorul există doar dacă ți-l imaginezi. Trecutul la fel. Este o chestie care s-a întâmplat și nu mai e în momentul ăsta. Pentru mine este exact cum spunea Eminescu. Și prezentul și viitorul sunt file ale aceeași pagini, din aceeași pagină. Nu știu. Habar n-am, dar nu cred. Nu cred sincer. Nu mai cred. Nu mai cred oricum. Nu mai cred în căsătorie pentru mine. Nu mai cred în căsătorie pentru mine. Pentru că am crezut foarte mult timp în ideea în care căsătoria este un mecanism din care eu să-mi extrag fericirea. Și nu vreau să depind de lucrul ăsta. Fericirea mea depinde doar de mine și atât. Nu mai văd ideea asta cu jumătatea mea. Care jumătate? Care jumătate? Că suntem un întreg. Există o altă femeie în afară de Mișa? Nu. 100% nu. Bine. Nu, pentru că nu va exista în momentul în care o ființă de sex feminin va înțelege că nu eu sunt obligat să o fac fericită. Dacă va înțelege lucrul ăsta, cu siguranță vom putea coexista în aceeași casă, vom putea fi împreună. De ce nu să ne și căsătorim? Habar n-am, dacă își dori. Dar va trebui să înțeleagă că nu eu sunt responsabil pentru nefericirea ei. Dacă va înțelege lucrul ăsta, da, e minunat. Bine. Mergem cu o întrebare roșie. Când Maia, fiica noastră, avea doar un an, medicii v-au spus că este la un pas să-și pierdă viața. În 2015, jurnaliștii au scris mult despre drama pe care ați trăit-o atunci, când făceați eforturi să o salvați. Câțiva ani mai târziu,
ați găsit puterea să vorbiți deschis despre acea perioadă, vă citez. Pe fondul unei otite, după ce i s-a făcut un vaccin, i-a scăzut imunitatea aproape de zero, era intubată, ne-a nenorocit. Până atunci eram un munte de om, era imposibil să mă clintești, dar m-au înăpădit, toate fricile m-au terminat. Am fost la psihologi, nu am reușit mare lucru. Aș vrea să-mi vorbiți despre durerea unui tată aflat în punctul de a-și pierde copilul. Da. Urmează întrebarea roșie. Vă mai temeți pentru viața fiicei dumneavoastră? N-aș avea motive să mă mai tem. Pentru că ea e vindecată, 100%. Dar ca orice părinte, e normal să fiu subiectiv și să... să-mi imaginez viața fără ea. Deși sunt obligat prin condiție să realizez că moartea noastră nu este decât una trupească, ci e doar una trupească și nimic, și nimic altceva. La nivel de conștiință comună, noi suntem nemuritori, suntem veșnici pentru totdeauna, făcuți după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu. Dar da, aș mânca rahat să spun că nu mi-a fost greu să fiu un tată cu un copil bolnav, gata să își piardă, nu viața, dar, mă rog, motricitatea. Trebuie să fac o rectificare, că Mișa e mult mai cu capul pe umeri decât mine și mult mai atentă la detalii. N-a fost intubată, mânca printr-un tub, dar nu respira prin el, dar nu putea să... Deglutiție, n-avea deglutiție și atunci mânca printr-un tub. Da, a fost un moment foarte greu, dar așa cum am spus, nu putea ego-ul ăla să-l doboare altcineva decât copilul meu, care a venit și mi-a zis: tati, poți să pierzi toate lucrurile astea, carieră și așa și așa, dacă se întâmplă ceva aici, aici te doare cel mai tare, nu? Și am zis da, a zis Dumnezeu da. Ați rămas cu frică? Nu, repet, nu știu cum să spun, că nu aș vrea nici să mai provoc universul vreodată să mai demonstrez eu vreo conștientizare pe care o am în momentul ăsta. Dar, așa cum am spus, nimeni nu moare niciodată, nimeni nu... Noi suntem forever. Bine, mergem mai departe. 25 ianuarie 2014 este ziua în care ați devenit tată, vă citez. Da. Sunt cel mai permisiv tată. Consider că un copil trebuie să aibă libertatea lui, să nu fie constrâns și încerc să o învăț pe fiica mea că autoritatea principală nu trebuie să fie frica, ci mai degrabă rușinea. Și când vine vorba de un al doilea copil, am văzut că țineți cont de dorința Maiei, ați spus așa: la noi la țigani trebuie să ai mulți copii. Eu îmi mai doresc copii, dar Maia este egoistă. Nu mai vrea să împartă dragostea noastră cu nimeni. Urmează întrebarea: câți copii vă mai doriți? Mai vreau, nu, cred doi copii. Doi copii mai vreau. Vreau un băiat, cu siguranță vreau și un băiat. Nu că ar fi așa imperios necesar, nu. Dar vreau și un băiat. Vreau să văd cum e treaba asta, să ai și un cine? Băiat. Cu femeia care va înțelege că fericirea ține doar de fiecare în parte. Deci dacă Mișa va înțelege treaba asta cu ea. E posibil. E posibil. Înțeles. Da. Mergem mai departe. Anul acesta, da, într-o emisiune culinară, i-ați surprins pe toți cu o rețetă proprie de tort. Ați spus că ați inventat acest desert la 11 ani și l-ați numit tortul săracului, iar pentru prepararea lui sunt necesare doar câteva ingrediente. Vă citesc. Taică-miu lucra la o cofetărie. Era tinichigiu la clădirea respectivă și ca tot românul de pe vremea comunismului se descurca așa cum putea. Așa că mai venea acasă cu biscuiți populari, cacao și zahăr și am făcut într-o zi un tort din aceste ingrediente. Vreau să știu dacă i-ați gătit vreodată fiicei dumneavoastră acest desert și dacă o învățați să aprecieze ceea ce are. Urmează întrebarea: care este astăzi desertul dumneavoastră preferat? Desertul meu preferat sunt pupicii de la Maia, deci sunt dependent de treaba asta și de câte ori o chem primul pe care mi-l zice: spune că nu vrei pupici, că nu te pup, că ai fumat. Zic, ok. Da, nu, desertul meu preferat e plăcinta cu mere. Asta va fi întotdeauna leșinat.
Așa. Iar, da, uite, oricât aș vrea eu să fiu de etic și așa, să îmi cresc copilul exact cum trebuie, nu, sunt prost. Da, nu, recunosc, nu mă pricep. Noroc cu Mișa. Ea o învață să aprecieze lucrurile. Și ea mă mai trage pe mine de urechi de foarte multe ori. Băi, încetează să mai dai așa pe tavă tot, oricând își cere orice. Nu e normal. Da, nu, sunt slab. Asta este. Nu, nimeni nu-i perfect. Nimeni nu-i perfect. Bine, mergem mai departe. Când am început să fac bani din primele concerte, mi-am dat seama că fericirea e momentul în care învârți cheia în ușa primului tău apartament. După mai mulți ani de carieră, v-ați transformat într-un adevărat investitor în domeniul imobiliar. Presa a scris că dețineți mai multe apartamente în diverse zone din București pe care le închiriați. Sunteți și proprietarul unei vile în zona de sud a capitalei, pe care presa o estima în 2015 la 250.000 de euro. Tot presa a scris că încasați între 4.000 și 6.000 de euro la fiecare concert și câștigați sume mari din participările la diferite emisiuni de televiziune. De exemplu, un singur contract de acest tip v-ar fi adus aproximativ 30.000 de euro în cont. Vreau să știu cum vă raportați acum la trecutul dumneavoastră, la ani în care ați spus că nu aveți nici măcar ce să mâncați. Urmează întrebarea. Când nu v-ați mai simțit sărac? Cred că am răspuns mai devreme. Când i-am cumpărat casa mamei mele, ca și cum mi-aș fi cumpărat, nu știu, un buchet de flori. N-am avut nicio problemă. Atunci. Deci în 2000, nu știu cât era. 2010-2011, cam pe acolo. Da, atunci. Bine. Mergem mai departe. Piesa Rita. Da. Pe care ați lansat-o alături de Smiley, se bucură de un real succes, are acum aproape 10 milioane de vizualizări pe YouTube. În videoclip, sunteți rivalul în amor al lui Smiley, iar versurile descriu suferința și gelozia unui bărbat care a fost părăsit de iubita lui pentru cineva cu bani. Vreau să știu dacă piesa este inspirată din viața reală și dacă situația noastră financiară v-a afectat vreodată viața sentimentală. Urmează întrebarea. De câte ori ați fost părăsit de femei? Oh, Doamne! Wow! Wow! De două ori am fost. Atât. Doar de două ori. În rest am părăsit eu. Da, de două ori am fost. Am fost părăsit de o lesbiană. M-a mințit că e straight doar pentru că îi plăcea de mine ca om. Da? Și de prima mea dragoste. Am fost părăsit. Dacă când aveam 16 ani. Probabil, nu știu, că, nu știu, s-a săturat de mine sau probabil, nu știu, a dat de ceva mai bun. Da. Dar, în rest, nu. Dar, dacă îmi face probleme, treaba financiară, în dragoste, dacă mi-a făcut probleme vreodată, dacă am probleme, uh-huh, am un probleme din alt unghi, din altă, da. Și anume, are o piesă, 50 Cent, se numește 21 Questions. Și, într-adevăr, de foarte multe ori mi-am pus problema faptului că persoana de care voia să fie cu mine, voia de fapt să fie cu Connector, cel care a reușit, care are o situație financiară bună, și nu cu Ștefan, băiatul Rodica și al Urghine. Nu. Da, am avut suspiciuni. Dar acum nu mai, nici asta nu mai contează. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Vă citez. Da. Am fost scâriat pe față, mi-au fost parți ochelarii. Așa descriați un episod în care admiratoarele au sărit la propriu pe, da, dumneavoastră. Aș vrea să-mi spuneți câte propuneri indecente ați primit și de ce sunt capabile fanele pentru idolii lor. Urmează întrebarea. Sex sau dragoste? Wow! Etimologia cuvântului sex, din latina veche, mi se pare că sexez, dacă nu mă înșel eu, înseamnă separare. Culmea, la capătul celălalt, rădăcina cuvântului amor, tot în, cred că în greaca veche, înseamnă apropiere. Cu siguranță, adică prefer dragoste.
Pentru că sexul, până la urmă, rămâne, dacă îmi permiți, o masturbare între trupuri și atât. Which is wrong, pentru că suntem mai mult de atât. Aici este problema. Suntem mai mult de atât. Dar da, mă confund cu personajul și uit că, de fapt, îmi place foarte mult să fac dragoste și mai sunt furat de teluricul meu. Da, avem coadă, suntem și animale. Adică, din punctul ăsta de vedere al iluziei. Dar știu sigur, cel puțin asta știu sigur, am aflat și am simțit că suntem făcuți pentru dragoste, nu pentru sex. De altfel, planul lui Dumnezeu nu... În planul lui Dumnezeu nu exista unirea trupească. Căci știm foarte bine că am mulțit prin cuvânt. A zis și s-a făcut. Am pornit în această discuție de la fane și da, de la propunerile indecente pe care le-ați primit. Și nu mi-a spus nici măcar una. Păi nu știu, mai trimit filmulețe, trimit tot felul. Cu ele goale, cu ele atingându-se, se întâmplă, dar nu cred că sunt singurul, cred că toți artiștii primesc. Mi-am stresat invitat în meu în acest Da, la da, am primit, am bine. Primit, primesc. E, bine. Mai, îți mai mângâie ego-ul, te mai face să... Ah, sunt bine. Da, după aia iarăși vine suspiciunea. Sau vrea să... Nu mai avem timp, da. Îmi pare rău. Iartă-mă. Mergem mai departe. Bun, sunteți cântăreț, compozitor, producător muzical. Ați spus că piesele pe care le cântați vă poartă semnătura. Cu toate acestea, acuzațiile de furt intelectual nu v-au ocolit. Cântărețul de Sando v-a acuzat că i-ați furat celebra piesă Aroma, pe care ați lansat-o în 2013. Îl citez. Eu am scos o piesă pe care am numit-o Aroma și pe care am și înscris-o la UCMR. Acum vin DJ Sava, Raluca și Connector cu o piesă care se numește la fel. Mai mult, ideea și refrenul lor seamănă izbitor cu melodia mea. În același an și cântărețul Mateo a susținut că ideea piesei dumneavoastră, Dă-te în dragostea mea, care a fost hitul verii 2013, îi aparține lui. Vreau să lămurim aceste aspecte și să-mi spuneți dacă vă inspirați din piesele colegilor dumneavoastră. Urmează întrebarea. De ce vă acuză colegii că le-ați furat melodiile? Da, e mult spus. Cu De Santo nu m-am cunoscut în viața mea, nu i-am ascultat muzica, deși îl consider oricum un producător absolut genial. Tot ce face el este genial. E un muzicant foarte bun și un compozitor foarte bun. Dar nu e prima oară când aud de subiectul ăsta. Adică mi-a scăpat asta cu Aroma. N-am nici cea mai mică legătură, nu-i cunosc munca în detaliu. Acestea sunt informațiile care apar în presă. Da, curios, chiar după emisiune, chiar vreau să ascult și o piesă. Dacă are și el are o piesă Aroma și așa, e interesant să existe o asemănare. În schimb, în ceea ce privește cazul lui Mateo, acolo vorbim de o speță, vorbim de o situație. O situație în care el o poate confirma oricând. Și anume, eram într-un club, îmi spune, uite ce idee am de piesă. Vreau să fac o piesă care se numească Mai dă-te-n inima mea. Și zic, băi, m-a spart. Ideea asta de corelare, de același titlu cu două sensuri și așa. Zic, băi, dă-mi mie titlul ăsta. Dă-mi mie. Aș face ceva uriaș din el. Și el s-a uitat la mine și zice, John, dacă îți place ție, ia-l tu, nu-i și-o fel de problemă, Doamne, iată-mă. Zic, băi, e sigur că îmi dai mie titlul? Da, mă, ia-l și fă-l. Eu atât de obsedat eram de ce auzisem de titlul ăsta, că în dimineața următoare am fost în studio și până seara târziu am finalizat piesa. După care l-am sunat să vină să asculte piesa. Când a ascultat-o, a spus că nu mai îmi dă titlul. Zis, îmi pare rău, nu ți-l mai dau. E ca un copil al meu și mi-am dat seama că nu pot să ți-l dau. Zic, Mateo, dar nu poți să-ți bagi joc chiar de munca mea. Adică am muncit o zi întreagă la treaba asta. Și el poate să confirme. Vă mai dau. Aș mai vrea timp un pic aici, da, te rog. Deci, i-am spus, fii atent, ok, e copilul tău și ții la titlul ăsta. Hai să facem împreună. Cânt și tu cu mine. A, nu, exclus. Dar de ce? Nu, vreau pentru mine și atât. Nu. Și zic, bine, uite, îți dau mai mult de 50% din drepturi. Doar pentru sclipirea aia. Așa consider că e ok. A, nu. Și atunci când am auzit acest refuz în totalitate, am zis, ok, o să atac și eu. Și am atacat și am spus,
De astăzi piesa nu se mai numește Mai dă-te-n inima mea, se numește Mai dă-te-n dragostea mea. Sumi. Da, asta a fost. Asta nu a oprit totuși prietenia noastră, trept dovadă, am scos o piesă, Putere se numește, acum 2 săptămâni cu clip. E un om extraordinar, un tătic extraordinar și chiar ne trimitem poze cu copiii noștri, ne înțelegem super bine. Asta așa ca paralelă cu o altă prietenie care nu a mai putut funcționa. Mulțumesc. Da. Mergem mai departe. Sunt țigan. A fost mesajul de pe tricoul pe care l-ați purtat cu mândrie în 2010. Era unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din România. Mai devreme ați vorbit despre acest moment. Chiar atunci când v-a fost decernat premiul pentru cea mai bună piesă a anului. V-ați atras atunci un val uriaș de simpatie pentru curajul pe care l-ați avut, dar gestul a prilejuit ulterior atacuri din partea unora dintre colegii noastre de breazlă. De exemplu, Chiero de la Paraziții și Marcoan au lansat un clip în care numele dumneavoastră este scris pe o cruce alături de un mesaj rasist. Un alt atac a venit din partea cântăreței Mira, care a spus într-un roast, citez: România se poartă frumos cu imigranții. Sunt sigură că și Alex Velea, Connector, Pepe s-au simțit bine primiți la noi. Vreau să știu de câte ori v-ați simțit cu adevărat jignit de colegii de breazlă. Urmează întrebarea. Care a fost cea mai mare umilință la care v-au supus colegii? Da, acum gândind la rece, nu cred că m-a umilit cineva vreodată. Am mai spus-o. Toți care ți-au greșit, în general, nu doar mie, nouă tuturor. Cei care ne-au greșit din două motive. Neștiință. Sigur că au fost episoade care v-au durut. Da. Unul din ele a fost momentul în care am văzut clipul ăsta și n-am înțeles de ce, dacă nu te cunosc. Că nu-l cunoscusem pe Chielu personal, n-am stat la o bere cu el niciodată. Dacă nu te cunosc, dacă n-am avut de a face, de ce? Ce ai tu cu mine? Sunt un biet rapper, și n-am nici măcar numele tău. Răspunsul lui a venit la un moment dat în care a fost pus într-o situație nasoală, pentru că patronul clubului unde cântam și noi și ei a ales în felul următor. A spus, dacă mai continuă cu jignirile, nu mai cântă el și cânți tu. Și el m-a sunat în momentul ăsta, în momentul respectiv. Atunci s-a mărturisit cumva că la nivel de interior el mă apreciază pe mine și că n-are nimic cu mine, dar nu poate să, pentru că are boală foarte mare pe țigani, nu poate să nu mă pună în aceeași oală. Dar asta nu înseamnă că el nu apreciază că ce fac, cum sunt eu sau ca artist sau ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta a fost. Ceea ce înseamnă clar că și el, dragul de el, e într-un personaj, nu se cunoaște foarte bine pe sine. Cel puțin atunci, acum nu știu, poate s-a mai schimbat. L-am mai văzut în show-ul lui de televiziune, mai umanizat un pic, mai întors la sinele lui. Deci e ok, eu îl iubesc oricum. Bine, mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. Presa a scris că în 2013, când erați pe culmile succesului, ați câștigat peste 130.000 de euro numai din concerte, bani pe care i-ați băgat în propriul buzunar. Colegii de trupă v-au acuzat că nu le-ați fi plătit salariile la timp, iar doi dintre ei v-au amenințat cu demisia după ce ați fi umilit în momentul în care și-au cerut banii, le-ați fi spus, citez, fanii vin la concerte pentru mine, nu pentru trupă. Presa a notat că în cele din urmă ați plătit salariile colegilor de trupă, dar eșalonat, câte unui membru al formației în fiecare săptămână. Vreau să știu dacă într-adevăr nu ați plătit salariile. Urmează întrebarea roșie. V-au schimbat banii? Da, m-au schimbat în bine. Pentru că mi-au arătat că Jim Carrey a spus, îmi doresc să facă toată lumea bani ca să vadă că nu acolo este fericire. Că nu acolo, normal, participă la, la fericirea ta, dar în niciun caz nu fac parte din esența fericirii. Sunt un tip total haotic. Uit să plătesc salarii. Adică
De asta, mai nou, în afară de contabilă, mai am o asistentă în persoana lui sora mea. Ea se ocupă de plăți, de atunci totul este ok. Dar niciodată n-am zis asta, săptămâna asta te plătesc pe tine, cealaltă, de parcă n-aș fi avut cum să-i plătesc pe toți. Ce n-au înțeles ei, mulți dintre ei, că la un moment dat ei amenințau că pleacă. Și într-adevăr, eu am spus vorba asta. Niciodată n-o să un artist, un lider de trupă, nu o să stea în, nu știu, într-un backing vocal sau într-un chitarist sau într-un... Nu, cu toate că îi iubesc pe toți și apreciez ca muzicant. Dar oamenii vin pentru cel care deschide gura acolo, cel care dă emoția cea mai mare. Că și ei dau emoții. E, dar niciodată să nu... Nu știu, să nu vreau să le plătesc salarii sau... Nu, sunt un tip haotic, ăsta sunt. Drept dovadă, acum mi-a venit citație de la un apartament din sectorul 6 că n-am plătit nu știu impozit până nu știu câți ani și mi-au făcut din ăla, că mi-o opresc... Executare și lită. Da. Deci n-am... Da. Deci n-am făcut-o niciodată dintr-o răutate, ci efectiv sunt haotic, ăsta sunt. Sunt multe, de multe ori am o șosetă de un fel și, și alta de un alt fel. Ba chiar acum și acum mai țin legătura cu colegii mei din generală care mă întreabă de fiecare dată când iau legătura cu ei pe Insta sau așa, îmi spune Ștefane, mai elastic la training, că n-aveam elastic la training, că dau pantoni de pe mine, eram haotic. Mulțumesc. Am crezut că, așa cum am spuneți, că aveți o șosetă. Nu știu, e posibil, nu m-am uitat, dar e posibil, că nu s-a terminat. Vă caut după emisiune. Da. Da. Mergem cu o întrebare roșie. Anul acesta v-ați înscris în trendul marilor artiști care sprijină la început de carieră tineri talentați. Îi ajutați pe cei trei membri ai trupei Ghetto Gang și chiar ați apărut în videoclipurile lor ca special guest. Despre colaborarea cu ei ați spus, citez, sunt niște copii pe care i-am adoptat cu totul. Ei mă consideră un tată, iar eu îi consider copiii mei. Vin din familii mai mult decât modeste. Presa scrie însă că această practică este de fapt o strategie prin care artiști mari, ca dumneavoastră, încearcă să se mențină și să rămână în atenția publicului tânăr și că astfel de proiecte nu au întotdeauna un final fericit. Urmează întrebarea roșie. Vă folosiți de tinerii artiști ca să rămâneți în atenția noii generații? Nu. Și spun asta pentru că atunci când am făcut o piesă cu Nane, mi-am dorit să fac o piesă cu Nane pentru că e bun. Când mi-am dorit să fac o piesă cu Amuli, am făcut cu Amuli pentru că e bun, nu pentru că e din noua generație. De altfel, dacă voiam să rămân în atenția publicului, probabil că făceam o mișcare inteligentă în sensul ăsta și îl chemam pe Abi să fac piesă cu el. Da. Dar nu s-a întâmplat. Și nici nu o să se întâmple. Pentru că, da, am niște gusturi. Și, nu. Băieții pe care i-am luat sunt niște copii extraordinari, cu niște povești extraordinare și cu o dorință. Pentru că am mai spus, mulți prieteni mi-au spus, bă, dar nu toți, că sunt trei, nu toți sunt la fel de talentați, ăla parcă e mai talentat. Și le-am spus, lumea asta, și în care se include și succesul, aparține celor care vor, nu celor care pot. E o diferență de la cer la pământ. Iar ei vor. Este cel mai important lucru. Dorința aia, foamea aia pe care o văd în ochii lor, e o reamintire a voinței mele, a dorinței mele de când eram mic. Și nu, mai nou a mai venit, în afară de Ghetto Gang, a mai venit Johnny Romano, care va face prima fuziune de trap, de rap, ca în Atlanta, cu accent de Atlanta, cât am de engleză, cu muzică lăutărească. Și aia o să fie grav. Și la fel, are o poveste extraordinară pe care o să o dezvolui la timpul ei. Hood Famous este noul label al meu și al lui Marius Chină, care se va ocupa cu vedetele din cartier, cu băieții, copiii talentați din cartiere. Hood Famous. Ok. Mulțumesc. Mergem mai departe. La începutul carierei muzicale, o perioadă ați făcut parte din trupa Loredanei Groza. Da. Ați cântat alături de ea piesele de pe coloana sonoră a două seriale românești celebre, Inimă de Țigan și Regina. Vă citez. O admir foarte mult pe Loredana, o idolatrizez ca artistă, este o adevărată profesionistă și am ajuns să ne înțelegem foarte bine chiar și în afara scenei. Până în 2008, ați avut
alături de Loredana, sute de concerte cu show-uri de excepție. Vreau să-mi spuneți ce a însemnat munca alături de Loredana pentru cariera dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce ați învățat de la Loredana? Wow! Loredana, trebuie să stabilim. Este, cred că, singura divă din România, for real, like, divă de scenă. Voci sunt mai multe, este. Dar divă e cam singura. Și am învățat foarte multe lucruri de la ea în ceea ce privește scena, adică comunicare de scenă. Au fost situații în care eu nu știu dacă reușeam să gândesc ceva din care să ies. Și am văzut la ea și am zis, wow, nu m-aș fi gândit niciodată. A fost chiar o întâmplare la deschiderea concertului lui George Michael de la noi, când scena fiind udă a alunecat și primul instinct a fost să mă aplec, să o ajut, să o ridic de acolo. Și s-a uitat la mine cu niște ochi la modul, nici să nu te gândești. Și de jos a făcut niște mișcări de-astea de dans țigănez, nu știu cum, ca și cum a vrut ea să cadă. Și am învățat foarte multe lucruri de la ea. Și eu, din punctul meu de vedere, singura divă din România și un artist huge. Și, bineînțeles, nu, asta nu... Eu i-am spus tot timpul, vezi că o să vină o vreme când o să cântăm pe aceeași scenă, o să fim pe același afiș. Da, mă, lasă că tot spuneți asta. Și zic, bine, o să vezi. Și s-a întâmplat, da, s-a întâmplat. Bine, ne înțelegem super bine și ne vorbim, ne salutăm de câte ori, ne vedem, vorbim. E tare. Loredana, e tare. Bine, mergem mai departe. De-a lungul carierei ați avut colaborări cu artiști de succes ca Shift, Iolo, Liviu Teodorescu, Nicol Șeri. În 2020 ați colaborat cu Pepe și Andra pentru piesa Inima Mea, o melodie care a intrat imediat în trending. Tot în 2020, la concertul dumneavoastră aniversar, ați cântat piesele Dacă tu n-ai fi și Piele albă, piele neagră, alături de Florin Salam și de artistul hip-hop Shift. Filmarea pieselor, și de ea ați vorbit mai devreme, are acum 7,6 milioane de vizualizări pe YouTube. Vreau să știu cu cine v-ați dori să colaborați și nu ați făcut-o. Urmează întrebarea. Cine este cea mai bună voce din România? Păi e voce feminină sau masculină? Acum... Cea mai bună voce din România? Andra. 100%. Andra, dar nu pot să-l exclud pe Salam de acolo. N-am cum. Pe de altă parte, din mainstream-ul pop, e Liviu Teodorescu. Da. Iar omul cu care mi-aș dori eu o colaborare, așa, de când sunt mic, acum e momentul, și să dea Domnul să am inspirația, pentru că el mi-a spus că e de acord, dar să vin cu ceva care să-i placă și lui. Așa. Este Vexatu Vex. Norzeatic. Cel mai tare rapper din România. Nu a existat și nu va exista mai bun niciodată. Nu știu. E idolul meu. E idolul meu atât de mult încât mult timp, din tinerețea mea, din începuturile mele de rap, a trebuit să recunosc că limitam de fapt pe el și a trebuit să renunț, am o luptă să renunț la mai limitat pe Vexatul și să-mi găsesc personalitatea mea. Atât de mult mi-a plăcut. Este... Și în momentul ăsta... Că dă rar concerte și așa, dacă se anunță ceva, instant. E toată lumea acolo prezentă. Toată lumea care cunoaște fenomenul. Da. Vexat. Bine, așteptăm o colaborare. Ah, să dea Dumnezeu, Doamne. O să vină. Sper. Purtăm noroc. Amin. Mergem mai departe. Sunt Ștefan Mihalache și sunt dependent de tatuaje. Este declarația dumneavoastră și vă cred, pentru că aveți tatuaje la vedere deja, de la portretul părinților, pe care îl aveți pe braț, la chipul și numele fiicei dumneavoastră, simbolul oficial al romilor. Însă cea mai impresionantă poveste o are tatuajul de pe brațe, pe care vi l-ați făcut după ce în 2010 ați fost rănit într-un grav accident rutier. Ați decis să vă tatuați atunci vorbele Sfântului Ioan Gură de Aur, citez: darul de a suferi este mai mare decât darul de a face minuni. De fiecare dată când suferi, Dumnezeu îți rămâne dator. Ați explicat că acestea au fost cuvintele cu care tatăl dumneavoastră v-a încurajat după acel accident, care ar fi putut avea urmări tragice. Urmează întrebarea. Când l-ați găsit pe Dumnezeu? De curând.
Acum vreo câteva luni. Pentru că aveam tot felul... Îl vedeam pe Dumnezeu așa cum îl vedeai tu. Eu trebuia să-l văd tot timpul după cum îl vezi tu sau tu sau tu. Și când spun asta, mă refer la marile religii. Da? Deci trebuie să-l văd pe Dumnezeu cum mi-a spus ortodoxia să-l văd. După aia trebuie să-l văd, ia să-l văd din alt unghi. Și am văzut cum îl văd catolicii sau cum îl văd penticostalii. Da? După care am început să-l văd cum îl vede, cum îl vedea, nu știu, Wayne Dyer sau Ellen Watts mai nou sau... Până când am dat de Muji Baba, care a spus simplu, închide ochii, dă la o parte tot și o să vezi că totuși nu o să poți să dai un lucru la o parte. Și anume faptul că știi că ești. Și când te uiți în stânga și în dreapta și vezi golul ăla, că e numai gol, negru, tuneric, și pui întrebări golului, și anume, te poți îmbolnăvi? Să vezi că nu. Poți muri? Nu. Dar până unde te întinzi în stânga? Infinit. Și sus și jos la fel. Ai nevoie de... Ce religie are golul ăla? Când îl întrebam eu, ce religie ai? Și mă uitam... Niciuna. Ok, și din ce partid politic sau din ce crezi, din ce... Ai nevoie de ceva? Nu. Și atunci, dacă aș avea ocazia să mai fac o dată momentul ăla, să câștig un premiu, să ies cu un tricou, n-aș mai scrie eu sunt țigan. Aș scrie doar eu sunt. Și atât. Și e destul. Mulțumesc. Sunteți unul dintre puținii artiști, și este ultima întrebare. Ah, ok. Nu seama. Care vorbește deschis despre relația sa cu Dumnezeu. Chiar dacă în copilărie tata vă lua des cu el la biserică și chiar vă doreați atunci să vă faceți preot, ați spus că pe Dumnezeu l-ați găsit cu adevărat mult mai târziu. Da. Vă citez. Hristos mi s-a oferit sub diferite forme, sub forma pocăinței în special. Când ești prea plin de tine, nu mai ai loc și de Dumnezeu. Știu că purtați o Biblie cu dumneavoastră în toate turneele și că de fiecare dată când mâncați, spuneți înainte o rugăciune. Da. Urmează întrebarea. Ce l-ați rugat ultima oară pe Dumnezeu? Nu-l prea mai rog lucruri pe Dumnezeu. Are el treabă cu mulți alții, care chiar au nevoie de ajutor. Dar nu, până la urmă, de fapt, asta este o iluzie. Niciodată n-ai să te rogi la priză să-ți dea curent. O să bași pur și simplu încărcătorul și o să ai curent la baterie. O să ai baterie. Purtam o Biblie, nu o mai port. Am înțeles tot ce trebuia de la Hristos. Problema e că tot vreau să profit de momentul ăsta să spun următorul lucru. Ortodoxia, n-am nimic. Fiecare crede în fiecare în ce vrea. În ce simte. În ce simte, religia și așa mai departe. Fiecare face cum crede. Dar un om, ca să-l poate să afle pe Dumnezeu, mai întâi trebuie să se afle pe El. Și ca să te afli pe tine, trebuie să vezi mai întâi ceea ce nu ești. Și așa cum am mai spus-o, din moment ce îți vezi mâna, nu ești mâna ta. Din moment ce te uiți la cana asta, nu ești cana asta. Apropo, dacă te-aș întreba din platoul ăsta, care e cel mai mare obiect pe care îl vezi? Cu siguranță o să-mi spui, nu știu, probabil că plasma asta. Deși, cel mai mare lucru, cel mai mare lucru din camera asta este spațiul care ține toate celelalte lucruri. Este huge. Omul când se uită la cer vede stelele, dar nu vede și spațiul care ține toate stelele, nu? Și atunci golul acela în care închizi ochii și te vezi una cu golul, că nici măcar n-ai raport de să faci distanță. Mă, la ce distanță sunt de golul ăsta? Păi față de ce? Mai am vreun can? Nu, că am eliminat tot. Și atunci când vezi că tu ești golul ăsta, infinit, doar că aici e o problemă, ca să observi, vezi, poți să descrii spațiul ăsta care ține toate lucrurile. Te rog, poți să descrii spațiul fără să te folosești de obiectele care sunt în el? N-ai cum. Și atunci, da, este o cunoaștere indirectă. E o cunoaștere mai fină a ta. Dar trebuie să o faci. Pentru că, până la urmă, spunea Arsenie Papacioc, spunea, am stat la capul a mii de oameni care urmau să moară.
toți aveau aceeași disperare. Că nu știau ce se va întâmpla cu ei. Te apucă disperarea. Oricât de mulți bani ai făcut, oricât de fericit ai trăit, o să vină o întrebare care te va nenoroci. Cine sunt? Care-i rolul meu? Și până nu afli treaba asta, până nu afli că tu doar ești și atât și că restul este în plus. Sunt etichete, sunt personaje create de părinții tei, de oameni în care ți-au șoptit pe la ureche, preoți, învățători și așa mai departe. Mulțumesc. Eu mulțumesc. A fost un interviu foarte frumos, pentru mine cel puțin, și nu mi-e dat să zic de fiecare dată acest lucru. Cei care ne urmăresc văd pe micile ecrane că ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări pe care vi le-am adresat și vă mulțumesc pentru asta și vreau cu această ocazie să spun că sunteți unul dintre cei care au venit la mine la emisiune fără să încerce măcar să afle o întrebare sau vreo temă de discuție. Serios? Da. Este foarte important pentru mine să fac aceste precizări, că a fost o discuție liberă, fără ca dumneavoastră să fiți pregătit în niciun fel. Mai sunt 14 minute. Da. Evident că nu toate le putem folosi într-un dialog, însă acum este momentul, dacă sunt chestiuni pe care v-ați fi dorit să vă întreb și eu n-am făcut-o, dacă sunt lucruri pe care vreți să le precizați, da. Dacă sunt, vă rog. Da, aș vrea să precizez un lucru și anume la întrebările legate de Alex. Nu am niciun fel de problemă. Diversitatea... Alex Velea. Da, Alex Velea. Diversitatea face parte prietenia din... Prietenia care nu se mai poate reface. Da. Da. Și faptul că mie nu-mi place ce face el acum. Nu are nicio legătură. Până la urmă, diversitatea face parte din farmecul vieții. Este minunat că există și o variantă așa. Da, dar e normal să existe și opinii, păreri. Și opinia mea, da. Cu toate că, într-un final, părerea mea nu contează. Nu, chiar nu contează. La nivel superior, chiar nu contează. Da. Iar aș mai vrea să mai completez la subiectul ăsta, pentru că mi se pare foarte important. Trebuie să... încercăm să ne privim pe noi înăuntru nostru. Cred că acolo este tot secretul. Chiar este o pildă în care se spune că Dumnezeu a ascuns sensul înăuntru omului. Căci trebuie să merite să-l vadă. Pentru că de obicei el este furat de toată minunăția asta a iluziei separării. Cred foarte tare în autocunoaștere, pentru că doar așa îți vei găsi pacea. Doar așa apare viața trăită în siguranță. Da? Pentru că am o teorie. Cred că ți s-a întâmplat vreodată să visezi și să conștientizezi că visezi. Atunci devine visul cel mai frumos. Este super visul. Când te urmăresc 2-3 inși și tu zbori, zici, stai mă că eu visez acum, păi zbor, gata, și zbor și îi las în spate, zang. Ăsta este farmecul vieții. Momentul, că Mohamed spunea, viața nu e decât un vis. Moartea este trezirea din vis. Dar în vis, când eu conștientizez că visez și sunt și puțin dreaz, atunci devine superb tot visul. Nu mai există frică. Frica oricum nu vine de la Dumnezeu. De asta am o problemă. De asta am o problemă inclusiv cu tata, care este super habonic și super religios. Și am spus, nu e ok ca fiecare slujbă la care te duci să înceapă cu frică, să ne apropiem de Domnul. Dar de ce cu frică? Ah, ok, am înțeles, ei spun că frica este primul pas către înțelepciune. Eu nu cred că frica e primul pas către înțelepciune. Cred că acceptarea este primul pas către Bineînțeles. Înțelepciune și acceptarea limitelor fiecăruia dintre noi. Corect. Dan Pleșu spunea că un om care nu-și cunoaște limitele, nu mai e liber. Îți mulțumesc mult că ai venit aici, la mine, la 40 de întrebări. Cu dragoste. Mi-am dorit foarte mult să facem această emisiune și te-am rugat să mă lași să te cunoaștem și eu cred că am reușit acest lucru. Uite, mă surprind vorbindu-ți la pertu, deși nu fac des lucrul acesta. Lasă-mă să fac o paranteză repede, te rog. Mă lași? Scurt. Ăsta cu tu. Nu mai spun povestea. Într-un context oarecare, lui Patapievici a răspuns unui ghid turistic de-a lui Patapievici a răspuns o doamnă de la Marea Mureș. Zice, dar tu cine ești, maică, că nu știu cine ești? Și ghidul ăsta a spus, doamnă, poate dumneavoastră cine sunteți, că totuși este părintele culturii românești. Și femeia a spus așa, n-a pă, dacă lui Dumnezeu îi spun cu tu, lui cum să-i zic. Bine. Un artist fain, aș spune. Aceasta ar fi terminologia. Mi-a plăcut foarte mult mesajul pe care l-ați purtat pe tricou cu Eu sunt țigan. Și apropo de ce spuneați mai devreme, cred că niciodată n-ați fi putut să vă puneți pe tricou Eu sunt, dacă înainte de asta
nu ați fi mărturisit public și nu v-ați fi asumat public și cred că ăsta este primul lucru spre tot ceea ce este autentic, corect și normal. Să ne asumăm etnia, să ne asumăm originea, să fim mândri de noi. Asta e un lucru foarte frumos, e primul lucru spre bărbăție. Mi-a plăcut tare mult lucrul acesta și aș mai spune ceva, că sunteți un artist care s-a modelat frumos, un om care s-a modelat frumos, dar care vine așezat pe un filon foarte dur. Iar apropo de opțiune în materie de muzică, mi-a plăcut mult să văd că sunteți un tip care ține foarte mult la mesaj, la ce poți construi, la cum poți educa și modela pe mai departe prin muzică, apropo de mesajul ce îl poartă versurile. Acestea sunt lucrurile pe care mi le notam pe parcursul emisiunii. Să rămână, mulțumesc! Mulțumesc mult, a fost o adevărată plăcere să fiți alături de mine. Acesta a fost invitatul meu din această seară, Connector. Sunt Denis Rifai. Mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu multe și promit noi alte întrebări. Să aveți o seară frumoasă. Mulțumesc frumos. La revedere.